ne va regăsi la un nou tutorial din InfoPC. Astăzi o să vă prezint cum vă puteți instala gratuit driverele. Pentru început, vom deschide arhiva de la care v-am lăsat linkul în descriere de descărcare. Aici ne va apărea un folder numit Drive Easy Profesional 4.9.0 și bla bla. Acest folder îl vom muta pe desktop. După ce s-a mutat, îl vom deschide. Iar vom găsi un fișier drive-easy-setup.exe. Acest fișier îl vom executa. Aici vom selecta limba cu care dorim să se instaleze. Eu voi lăsa limba engleză pentru că nu există limba română. Vom apăsa pe butonul OK. Apoi vom apăsa pe butonul Next. Aici vom lăsa bifat pe Express. Next. Install. După ce se instala, vom lăsa bifat această căsuță la launch. La Visi vom apăsa pe butonul Finish. Apoi se va deschide pagina lor oficială. Dacă vreți să mai citiți niște detalii. Apoi ne va apărea să facem un upgrade. Vom apăsa pe butonul Da sau Yes. Este în funcție de ce... în ce limbă este instalat sistemul dumneavoastră de operare. Bun, acest upgrade se va face foarte repede. După ce și-au făcut acest upgrade, își va da un restart și vom aștepta un pic. Nu vom mișca nici măcar cursorul de la mouse, fiindcă este posibil ca programul să se blocheze. Acum se va deschide. După ce s-a deschis, îl vom închide și vom găsi aici un fișier numit EasyWare Multi-Gauge File Generator. Vom deschide acest fișier, îl vom executa. Apoi ne va apărea niște fișiere care nu avem treabă. Ne va apărea un search pe desktop. Nu știu ce să deschide, trebuie să așteptăm un pic. Apoi vom apăsa pe Scan New. Posibil ca prima dată să vă apară această eroare. An error occurred during scanning exception in details. Vom apăsa pe butonul OK și din nou îi vom da o scanare.
nu știu, este posibil să vă apară de foarte multe ori această eroare. Bun, după ce nu o să vă mai apară deloc o eroare, o să dați pe Jet Drive. No, să nu vă speriați, pentru că nu este o eroare sau ceva. Este lucru în funcția de internet sau pentru program. Aici, dacă ne va apărea un film gen Davis, vom selecta aici ne apare drive-urile care nu sunt instalate, vom apăsa pe butonul Download. Nu știu cine a obținut această eroare. După ce nu o să vă mai apară această eroare, îl descărcați, apăsați pe butonul Download, dar nu știu ce mie tot apare. Foarte repede o să scăpați de această eroare, veți încerca de multe ori până când o să vă mai apară. Eu voi pune pauză până când acest driver se va descărca. Pentru a nu ne lungi cu acest tutorial, să ajungem, eu știu, de exemplu, la o jumătate de oră. Voi pune pauză. Bun, după ce l-ați descărcat, veți apăsa pe butonul Install. Aici vom selecta, vom lăsa așa. Se va crea funcția de Restore Point, pentru că în cazul în care ni se poate strica Windows-ul de la această eroare, atunci când vom ajunge la funcția de reparare, vom avea și opțiunea de Restore Point. Această funcție va dura un pic cam mult, voi pune și la această pauză. Bun, după ce și-a creat această funcție de Restore Point, o să vă introducă în instalare. Aceste fișiere ori pot fi WinRAR sau WinZip, le veți extracta și după ce le-ați extractat, le puteți instala. De multe ori nu se știe cum va fi instalarea, însă sper că acest tutorial v-a fost de folos. Altceva nu mai este nevoie să vă prezint, pentru că nu este cazul, pentru că știți și dumneavoastră să instalați un program. Apoi aici o să vă apară să dați pe yes sau no, dacă instalarea a fost cu succes. Vezi cum mi-a apărut mie. Voi apăsa pe butonul nou pentru că mi-a dat o eroare și el va încerca să facă alte reparări. Dar, în fine, acesta a fost tutorialul de astăzi. Eu am fost Sabin de la tutoriale InfoPC HQ. Vă mulțumesc!